Dumnezeu a strâns în viață. Să fim 13 consilieri din 17 ani, corul este, este ora 15 minute, eu cred că s-a făcut minute. Mergem înainte. Da. Doamnelor și domnilor, în conformitate cu articolul 13.4 și 16 ani alineatul 2 legii Republicii Moldova în pasul 36, din 28 decembrie 2006, din administrația publică locală, prin dispoziția primarului Comunei Stăcieni, numărul 73B, a din 19 noiembrie a fost convocat ședința extraordinară a Consiliului Comunal Stăcieni. La ședință sunt prezent 13 consilieri din 17 aleși, după ei sunt prezentat la deschidere ședinței de azi. De ce este? Cine este pentru loc votat? Contra, absolut, unanim. În conformitate cu ideea articolului 17, în legea menționată anterior, este în sat de alege președintele ședinței de acte. Se propune candidatura domnului Sofronie Andrei. Eu puțin cum mai Sofronie Andrei și a doua candidatură Simirescu. Cine este pentru loc vacanță? Contra, obținut, domnul Șuvinț, pofun, luat. Domnul primar, stimați colegi, bună ziua. Pe ordine de zi de bază este 26 întrebări, da? Bine, cine este pentru ordine de zi de bază? Vă rog, votați. Întrebări adăugătoare. Cristina, întrebări adăugătoare, Liga. Este două scoate și două pune. De exclus, da, două întrebări? Spune și număr. Scoatem numărul 25-1, 25-3. Tu, încurcat. Da, 26-1 și 26-3. 26-1. Hai să fără cifre. Ele seamănă ei. Proceduri de delimitare a bunului mobil de proprietate private, apoi este două de acest gen scos. Da. Ca și a doilea, 26-2. 26-3. Bine. Se introduc două proiecte noi privind la delimitarea mod selectiv a unui teren din domeniul privat, apoi a UAP Stăucei. Este adăugătoare proiectul. Da, proiectul este pe masă. Privind la modificare a doilea proiect, a doilea întrebare, privind la schimbarea modului de folosință a terenului cu numele de cadastrale 3650-26. Aveți proiectul în față. 3650-26, 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 și a doua întrebare, la fel de ce situații, care a spărat destinații în cartierii nelocative, în locative, proprietatea SRL de Gostil, în toată ascunzi de unul stat. Apoi de la comisie, așa că Gostil. Cum a fost în comisie, ne? Da. Avem patru adăugătoare, nu? Da, două se exclud și patru se includ. Cine este pentru? Să vă rog, patru. Pentru regulament, raportorul și luat de cuvânt. 5 minute, raportorul, 3... Da. Cine este pentru? Da. Acolo este o doamnă ședință în sală, eu vreau să spună. Deci, mă, prima întrebare. Decizia numărul 8/1. Cu privire la decizia curții de apel, din numărul 3A, 12/32/8 și din 8/1/8. Da, raportor eu.
Da, stimați consilieri, dumneavoastră aveți în față proiectul decizii cu prima întrebare. Este vorba despre restabilirea doamnei Vârtosul Tatiana în funcție de șef al Centrului de Sănătate. Este restabilită conform hotărârii Curții de Apel și conform legii, hotărârea Curții de Apel trebuie să fie executată obligatoriu imediat. Iată, este pus în fața dumneavoastră un proiect de decizie care dumneavoastră puteți să-l știți. Adică noi luăm ca act de informație că se restabilește și se achită aici un salariu minim, adică suntem obligați să achităm și salariul ăsta minim care este prevăzut. Și dacă nu aveți nimic împotrivă, să fie contestat mai departe la Curtea Supremă de Justiție. Asta e, dumneavoastră aveți în față, noi nu putem să analizăm, să punem în discuții hotărârea instanței. Cine pentru, rog, mai da, da, da. Stimați consilieri, dumneavoastră aveți în față proiectul decizii cu privire la acordarea ajutorului material. Noi avem în anex 19 cereri, 19 persoane, dar la comisie au mai fost încă, au mai parvenit pe parcursul acestea 5 zile. Eu vă dau 4 și eu examinat comisia și cum a stabilit la fiecare în parte ajutoarele materiale. Bacioiana, 500 de lei, Peșterean Maria, 700 de lei, mă iertați, Vasilinkov Gheorghe, 3000 de lei, Tostenko Zinaida, 700 de lei, Rusnak Tudor, 500 de lei, Gordelenko Tatiana, 700 de lei, Rybakov Elena, 700 de lei, Repetski Angela, 500 de lei, Dumitru Maria, 700 de lei, Bucătaru Luba, 500 de lei, Тимотин Михаил 700 de lei, Турторика Василия 1500 de lei, Гуцу Олга 700 de lei, Стратулат Тамара 500 de lei, Булат Мария 700, Друмя Мария 500, Гонца Вероника 2000 de lei, Ботнар Лидия 700, Трымбач Елена 1000 de lei, și mai departe este Свинарчук Илья 700 de lei, Дыру Мария 700 de lei, Титко Domnul Miron. Domnul Miron, Titcu Vasilisa, 500 de lei. Popcova Svetlana, 700 de lei. Martin Zinovia, 1000 de lei. Porumbescu, nu ți-am mintea, am uitat n-am scris numele, 700 de lei. Mațurca, tot Zingoian, 500 de lei. Și Didici, 500 de lei. În total s-a primit suma de 22.100 de lei pentru 27 de persoane. Pentru, vă rog, votați. Unanim. Trecem la următoare întrebare cu privire la, la scutire de plată copiilor pentru frecventarea grădiniței. Da, mai sunt vreo câteva cereri de scutirea copiilor de la grădiniță. Este vorba despre familii care au mulți copii și dumneavoastră aveți în față proiectul de decizii. Se acceptă scutirea copilului Țâmbăliuc David, Vlaicu Daniel, zdoi numai. Tambur Cristian se mai examinează cererea dumnealor pentru ședința următoare. Și punctul 2 mai este scutirea de la școala de muzică pe doamna, pe fetița Stratan Maria. În fiecare an o scutim pe, da, ei, da, ca au probleme. Comisia pozitiv la vot. Poftim la vot. Cine este pentru? Unanim. Următoarea întrebare, numărul 4, cu privire la adresarea de Galcastălceni, raportor doamna Natalia Tărturică. Stimați consilieri, sunt două interpelări catare, eu am scris numai de Galca, dar pe urmă a parvenit și societatea Serialis Manevlacom. Este vorba despre demersurile acestora prin care ei solicită ca să examineze la Consiliu lichidarea gunoiului din comuna Stălceni, deoarece sunt foarte multe întrebări, sunt permanent controle de la agenția asta ecologic și așa mai departe. Și noi am examinat demersurile și vim cu așa o propunere față de Consiliu de a iniția o formare a proiectului de lichidare a gunoiului în comuna Stălceni. Este o procedură îndelungată, deoarece nu pot să o lichidez în 2 zile și în 3. Trebuie să facem un plan de acțiuni prin care să o... Asta e o problemă foarte... Și că dumneavoastră vă propune, pur și simplu, de a iniția formarea proiectului și lichidării. Este trebuie dezbătut proiectul ăsta și nu pur și simplu la o ședință. Păi când o să facem proiectul, o să-l fac. De când îi gunoiește? Noi nu mai inițiem, o să facem un proiect. Noi inițiem formarea unui... Și pe urmă o să venim cu ședința următoare cu altă propunere, care procedura și cum. Și atunci o să facem la dezbatere. Și transferul și identificarea altui teren. Păi și hotărâm noi, dacă identificăm la teren, nu tot a spune lucrurile de dânsul.
Stimați consilieri, vreau să vă urmăresc că acum spune întrebarea de inițiat procedura lichidării. În procedură sunt precautate discuții publice, consultări cu locuitorii, formarea unui proiect de executare, sunt mai multe pasuri. Noi acum luăm o decizie comună. Trebuie să începem procedura lichidării. Domnul primar, eu, așa, la general, noi avem o comunii stăuceni de când ne este. E un loc la marginea satului. Dacă se administrează corect, se îngrijește, spune în este, mai bun loc noi nu avem. Domnul Miron. În genere, să nu mai există. Domnule, hai să ai întrebări, hai să zici mai așa. Pe mine mă interesează, care a fost, ce-o precedat la discuțiile este? Sunt controale, sunt, ne obligă să ducem cu noi în altă parte, la Vatru Vodă sau la Țânțărieni, sau care e motivul? Eu dau răspuns, dacă vreau să spun la tine. Primăria Pământului este atacată de sancția de obisate de către Ministerul Ecologiei cu privire la lichidarea gunoi și neautorizat. În paralel cu primăria, de către ședințele din 40 de ani, cum spune asta ăștia. Departament. Agenția ecologică, este atacat în judecată și primar. Inspectoratul ecologic. Inspectoratul ecologic. Unde iarăși ne obligă să închidem silnic gunoi ce neautorizat. Bine, domn primar. Asta e înțeles. Eu mai am aici. Vă dați seama că dacă noi inițiem procedura asta și ajungem la finalitate sau o ducem altă parte de noi, asta se genereze niște cheltuieli mult mai mari pentru locuitori, da. Mult mai mari. Și nu din 26 sau de 40, dar credeți-mă că ar fi niște. De atunci noi trebuie să inițiem dezbateri publice și atunci ducem la judecat un proces de regulamenturi. Exact așa spun. Și noi trebuie să parvenim în dezbatere către cetățeni cu toți nepoții bunului, da, pentru o persoană fizică și o persoană juridică după ce închide bunul. Și lasă oare să... Dar de unde o să-l transportăm pe unul? La Țânțărieni. Nu știu autorizație. Dar unde de unul? Țânțărieni. Asemenea, și vezi de majorat sau... Și cum? Ce trebuie este ca noi să o autorizăm gunoi ăștia asta? Nu s-a autorizat. Eu mă fac cu întrebarea pe timpul când era domnul Râniș, șeful Sanatatea Publice. Și mi-au spus și la ecologie, Centrul Sanatatea Publice, și au spus așa, noi să evacuăm, să ridicăm toate deșeurile care sunt aici, în groapă, să bitcoinăm groapă și spune înapoi. Voi sunteți bărbați. Gunoi ăștia din 56, acolo sunt 10 de mii, acolo balauri trebuie. Problema e rămâne și o să fie. Asta sunt două întrebări care nu știu dacă mai au sfârșit întrebarea respectivă și când mai dănești. Noi azi venim la ședința următoare sau la piste ședință. Noi avem proiectul de decizii când mergea la, sau poziția la manevră la cum. Poziția lor este așa, că ei sunt de acord să depozitez deșeurile în altă parte, numai ei suport cheltuieli, respectiv ați vei cu inițiativa de a majora prețul. Da. Dar vreau să vă spun că în comparație cu alte localități din municipiu, mai ales eu am analizat, la noi cel mai mic preț și nu s-a schimbat de ani de zile. Cricova a evacuat cu 50 de lei, dar noi cu 26 de lei de la casă. Eu spun că la noi totuși e cel mai regulă. Noi am putea să ridicăm cu 5 lei, la Burlești 40, acolo e altă preț. Noi putem să ridicăm la 30, nu e asta. Dar dacă ne impune din start să ne evacuăm. Ei n-au nimic împotrivă. Eu înțeleg că s-ar să doresc vreo lor le permite tehnica să evacuează deșeurile la Țânțărieni, nicio problemă. Numai suport cheltuieli care... Dar acolo ne primesc?
Da, ne obligă să ne ducem acolo. În cazul ăsta, noi nu putem să vii tractorul care strânge din sat și el ar strânge minuța de zile sau mașinile este. Să ducă din el, să te repede, că e în volumul de aici. Ia un mecanism. Ultima ce am vrut să zic. Noi trebuie să avem o stație de procesare. Sau păi tot acolo și stația de procesare. Ea să o selecteze și să o ducă. Domnul președinte, întrebare pe vot cu propunerea numărul 8-4. Cine ești pentru? Cu propunerea mea? Da. Domnul primar. Eu scriu, am introdus. Am scris și reabilitare, da. Pentru reabilitare. Cine ești pentru, vă rog, votați. Abținuți? Contra? Privire la schimbarea destinației imobilului în clădire administrativă, domnul Igor Cireanu. Estimați consilier SRL Mandici, deține în proprietate un depozit pe traseul Orchiei 2. Sorocă. Mulțumesc, Chișinău, Orchiei 2, R6. Strada Aristema 81/2 și solicită ca să fie schimbat destinația de un depozit în clădirea administrativă. Deci este o decizie. La unii s-a aici e pe trase. La întrare? În gară. Deci cine e Mantici? Mantici. Firm. Dar tu nu au luat buget. Agenții economici, exemplar. Întrebări nu mai sunt, vă rog la vot. Precis nu? Nu. Unanim, abținuți, un abținut. Нічого не потрібно. Требарі є спеціалізований єгустіл. Ну, є ці проєкти, ну, у вас парадську апарут має. Да, і фікс, ідентика шла, і стану мак. Та, іменна, так, іменна, так, іменна, комісія, є, я віду, поїстів. Лавото. Інтервернусь. Чи не є спентру? Ворог готац. Abținut. Doi abținut. Cine s-a abținut? Doi abținut. Ședința se declară închisă. Vă mulțumim. Nu, trebuie numărul.